Bun găsit la Link News, sunt Andrei Groșanu, iată principalele titluri ale zilei. În București, furtuna a trecut, pagubele au rămas. Astăzi, sindicaliștii din sănătate protestează, Emmanuel Macron se întâlnește cu președintele Klaus Iohannis și Microsoft își ia adio de la Internet Explorer. Rămâneți cu noi la Link News. Furtuna din București de aseară a paralizat tot orașul. Mai mulți copaci au căzut, au fost foarte multe mașini distruse, iar pe străzi se putea circula cu gondola, ca în Veneția. De asemenea, mai multe troleibuze, autobuze și tramvaie STB au rămas blocate pe traseu. Pompierii au avut peste 200 de misiuni de intervenție în oraș. Mai multe zboruri care erau programate să aterizeze pe aeroportul Henri Coandă au fost întârziate sau deviate. Circulația feroviară a fost oprită între ramificația Pajura și București Noi din cauza a doi copaci care au căzut pe linia de contact. Inspectoratul pentru situații de urgență de Alutspirii București-Ilfov a transmis aseară că până la ora 21, ca urmare a codurilor meteorologice, a intervenit pentru a degaja 44 de copaci căzuți și 3 elemente de construcții. De asemenea, s-a intervenit pentru a degaja 26 de mașini distruse. Pompierii au evacuat apa de pe 18 străzi din 45 de locuințe și 15 curți. Totodată, stația de metrou Valea Ialomiței s-a transformat într-o cascadă urbană din cauza acumulării de apă, aceasta a fost inundată. Inundate au fost și subsolurile blocurilor din capitală din cauza canalizărilor care nu au mai făcut față. Meteorologii au declarat că în ora în care a fost valabil codul roșu de furtună în capitală, a plouat cât pentru o lună întreagă. Vremea rămâne instabilă, iar în perioada următoare mai sunt așteptate fenomene extreme. Modificările aduse asigurărilor RCA au fost publicate în Monitorul Oficial. Polițele vor putea fi cumpărate direct de la asiguratori, iar formularul pe care șoferii implicați într-un accident trebuie să-l completeze de mână va putea fi înlocuit cu o aplicație. În plus, zilele în care păgubitul beneficiază de mașină la schimb nu mai sunt condiționate decât de finalizarea reparației. Concret, polițele RCA nu vor mai putea fi cumpărate doar de la broker, ci și de la asigurator, la un preț chiar mai mic. Chiar și așa, reprezentanții transportatorilor și o parte dintre șoferi sunt sceptici în ceea ce privește prețul redus al asigurărilor luate direct de la companii. O altă modificare este legată de formularul tipărit pentru constatarea amiabilă. Acesta nu mai este obligatoriu și se va putea face și electronic prin intermediul unei aplicații. Partea bună este că pot încărca și fotografii de la locul accidentului și fotografii cu mașina avariată. A treia modificare se referă la mașina pusă la dispoziție de servisuri pe perioada cât e în reparație autoturismul celui păgubit. Principalul efect va fi că zilele în care păgubitul beneficiază de mașină la schimb nu mai sunt condiționate decât de finalizarea reparației. În 2021 erau în vigoare aproximativ 6,7 milioane de polițe RCA. Federația Sanitas organizează astăzi un meeting de protest în capitală la care sindicaliștii anunță că așteaptă peste 10.000 de participanți. Principalele revendicări ale sindicaliștilor sunt încălcările sistematice ale prevederilor din legea salarizării, dar și lipsa dialogului social. O altă revendicare care este legată de asigurarea finanțării voucherelor de vacanță de la bugetul de stat pentru angajații din sănătate, dar și una despre eliminarea plafonului de 30% care limitează acordarea sporurilor, compensațiilor, primelor și indemnizațiilor pentru toți angajații. Programul protestelor, care va afecta probabil și traficul din capitală, începe de la ora 10 în piața George Enescu. De la ora 11, protestatarii se vor deplasa spre piața Victoriei, unde vor desfășura acțiunea până la ora 13. Potrivit lui Leonard Bărăscu, președintele Federației Sanitas, majoritatea categoriilor profesionale au sporul pentru condiții de muncă aplicat la salariul din 2018 și același mod de calcul se aplică și pentru celelalte tipuri de sporuri, cel pentru munca de noapte, pentru munca în zilele de sâmbătă, duminică și în sărbătorile legale, precum și pentru plata gărzilor.
În fiecare an, la data de 15 iunie, este marcată Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului față de Vârstnici. A fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la data de 19 decembrie 2011. Ediția de anul acesta este specială din două motive. În primul rând, anul 2022 marchează debutul inițiativei ONU desfășurată sub titlul Decada Îmbătrânirii Sănătoase. Timp de 10 ani, sub umbrela ONU, organizațiile implicate în îmbunătățirea calității vieții oamenilor în vârstă își unifică eforturile pentru a ridica standardele de viață atât ale vârstnicilor, cât și ale familiilor acestora și comunităților din care ei fac parte. În al doilea rând, în anul 2022, se împlinesc 20 de ani de la a doua adunare mondială privind îmbătrânirea, care s-a desfășurat la Madrid între zilele de 8 și 12 aprilie 2022. Este imperativ, subliniază ONU, ca orice formă de neglijare, abuz sau violență la adresa persoanelor în vârstă să fie eliminată. Pentru a atinge acest deziderat, este nevoie de revizuirea și optimizarea permanentă a politicilor sociale relevante, de adoptare de legi care să protejeze interesele vârstnicilor, de conștientizare pe scară largă a importanței acestor inițiative și de răspândire pe scară largă a informațiilor legate de îmbătrânirea sănătoasă. ONU atrage atenția că între 2019 și 2030 numărul persoanelor cu peste 60 de ani va crește cu aproximativ 38%, adică de la 1 miliard la 1 miliard 400 de milioane. Numărul angajaților la stat a continuat să crească și în luna aprilie, fiind acum la cel mai mare nivel din ultimii 12 ani. În ciuda faptului că guvernul a anunțat că va suspenda angajările la stat de la 1 iulie, numeroase ministere și instituții de stat fac acum angajări fulger. Luna aprilie a adus un plus de 1689 de bugetari în aparatul de stat, ajungându-se astfel la peste 1.200.000 de persoane angajate în sectorul public, peste nivelul de la finalul anului 2010, an în care România a recurs în cadrul unui acord cu FMI la tăierea salariilor bugetarilor cu 25% pentru a stabiliza finanțele țării. Creșterea de 1689 de posturi ocupate în aprilie este ușor sub media lunară de până acum a guvernului Ciucă, de circa 2100 de posturi ocupate pe lună în primele 4 luni de mandat, cel mai alert ritm de majorare a numărului de bugetari din ultimii 5 ani. În același timp, se pare că ritmul angajărilor la stat nu va scădea nici în luna asta, pentru că numeroase instituții ale statului au anunțat recrutări de sute de persoane. De exemplu, ANAF scoate la bătaie peste 300 de posturi. Autoritatea Vamală din România intenționează să-și completeze organigrama cu încă 150, iar Ministerul Fondurilor Europene cu 536 de posturi. Recent, președintele PSD Marcel Ciolacu declara că de data aceasta este prima oară în istorie când statul strânge cureaua și nu cetățenii. Putem vedea acest lucru cu ochii noștri. Compania Municipală Termoenergetică a București a anunțat că, începând de ieri, reprezentanții companiei Aquatot SRL vor executa lucrări de primă urgență pentru înlocuirea conductelor de tur și de retur cu diametrul de 1100 de mm din magistrala Berceni. Potrivit companiei, lucrările esențiale pentru funcționarea sistemului de termoficare în sezonul viitor de încălzire sunt efectuate la intersecția străzilor Turnu Măgurele și Democrației și impun oprirea furnizării apei calde pentru un număr de aproximativ 590 de blocuri, dar și pentru Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare, până la data de 3 iulie anul acesta, ora 24. Lucrarea presupune înlocuirea aproximativ 50 de metri de conductă tur și retur cu diametrul de 1100 de mm. Cu această ocazie va fi efectuată și înlocuirea punctului fix prin montarea unor elemente de construcție metalică pentru a menține siguranța în exploatare din punct de vedere al dilatărilor rețelei de termoficare, a transmis Termoenergetica. Cu ocazia derulării acestor lucrări, echipele companiei vor efectua mai multe operațiuni, tot pentru menținerea în siguranță a exploatării acestei magistrale. De asemenea, în această perioadă vor fi efectuate și verificările hidraulice de etanșeitate pe magistrala Progresul Berceni pentru tronsonul amplasat în perimetrul străzilor Luică, Stupi, Covasna, Uioara, Reșița, Giurgiului și Bulevardul Brâncoveanu. Primarul general al capitalei Nicu Șordan a anunțat că în parcul Herăstrău va fi amenajat o zonă specială de freerun și parkour pentru copii și adolescenți. Acest proiect a fost declarat câștigător în cadrul procesului de bugetare participativă în anul 2021.
Demarăm zilele următoare prin Alpab realizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Parc Free Run și Parcours pentru copii și adolescenți, unul din cele 4 proiecte câștigătoare în cadrul procesului de bugetare participativă din 2021. Proiectul presupune amenajarea unui loc de joacă unic în București, cu o suprafață de 500 de metri pătrați în zona de nord a parcului Regele Mihai I, pe amplasamentul numit La Rampe, a anunțat Nicu Șordan. Zona de parcurs se adresează copiilor de peste 12 ani, iar suma pe care primăria va trebui să o aloce din buget pentru construirea ei va fi de aproximativ 500.000 de lei cu TVA. Durata de execuție va fi maxim 6 luni de zile, iar primarul general a declarat că în conceptul de la care s-a pornit au fost luate în calcul toate măsurile pentru siguranța copiilor care vor practica acest sport în aer liber. Pentru acest an, Primăria Capitalei a mai desfășurat un concurs pentru proiecte depuse în cadrul bugetării participative, concurs ce s-a încheiat pe 9 iunie. Proiectele depuse se află acum în etapa de evaluare, iar cele ce vor fi declarate câștigătoare vor fi bugetate cu până la 500.000 de lei. Președintele Franței Emmanuel Macron se întâlnește astăzi la baza Mihail Cogălnicianu cu președintele Klaus Iohannis, cei doi urmând să discute despre consolidarea parteneriatului strategic româno-francez, aderarea României la spațiul Schengen, dar și despre evoluția situației de securitate din regiune. Programul oficial al vizitei începe la ora 9 cu primirea președintelui Franței, pentru ca în jurul orei 11, în urma întâlnirii dintre cei doi, să participe la conferința de presă. Potrivit administrației prezidențiale, cei doi președinți vor discuta despre modalitățile de a consolida pe mai departe parteneriatul strategic româno-francez, reînnoit în 2018 prin semnarea la Paris de către Klaus Iohannis și de către Emmanuel Macron a declarației politice aferente, ale cărei direcții de dezvoltare au fost detaliate în cadrul foii de parcurs semnate în 2020. Conform surselor, mâine ar fi programată o vizită la Kiev, la care vor participa președintele României Klaus Iohannis, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Olaf Scholz, dar și premierul italian Mario Draghi, alături de autoritățile ucrainiene. Potrivit italienilor de la La Stampa, una dintre principalele teme de discuție în cadrul vizitei de la Kiev va fi stabilirea unor culoare de export ale cerealelor din Ucraina prin Polonia și România. Ministrii apărării din NATO se întâlnesc la Bruxelles miercuri pentru a discuta despre cum să reacționeze la amenințările de securitate reprezentate de Rusia pe termen mediu și lung, înaintea unui summit la sfârșitul lunii. Întâlnirea va dura 2 zile și va marca finalul pregătirilor pentru summitul de la Madrid. Discuția ministrilor apărării se va concentra și pe ideea de a consolida prezența alianței pe flancul estic, unde sunt cel puțin două viziuni distincte. Pe de o parte, sunt țările baltice, care se învecinează direct cu Rusia și care își doresc o prezență permanentă NATO de tip brigadă, în timp ce ceilalți membri ai alianței ar prefera o flexibilitate mai mare de-a lungul flancului estic. Germania este una dintre vocile care susțin o rotație a trupelor pe flancul estic. Aceștia au anunțat deja de săptămâna trecută că doresc o sporire a lor, în special în Lituania. O decizie finală cu privire la natura desfășurării NATO este de așteptat să fie luată la Madrid. De asemenea, miniștrii vor continua discuțiile privind finanțarea viitoare a alianței, începută cu peste un an în urmă, după ce mai mulți membri s-au angajat să-și majoreze semnificativ bugetele militare și de arme în urma invaziei Rusiei. Un alt subiect probabil, care deși nu se află pe ordinea de zi, este foarte posibil să fie abordat, este opoziția Turciei față de cererile de aderare ale Suediei și Finlandei. Asta pentru a încerca negocierea în prealabil și rezolvarea acestei probleme înaintea summitului de la Madrid. Astăzi, la dinăul oficial, sunt invitate, pe lângă țările membre NATO, statele partenere, Finlanda, Georgia, Suedia, Ucraina, dar și reprezentanții Uniunii Europene. Microsoft își ia adio de la Internet Explorer. Aplicația veche de 27 de ani se alătură acum telefoanelor BlackBerry, modemurilor dial-up și floppy discurilor în coșul de gunoi al istoriei tehnologiei. Decesul lui Internet Explorer nu a fost o surpriză. În urmă cu un an, Microsoft a spus că pune capăt navigatorului pe 15 iunie anul acesta, împingând utilizatorii către browserul său Edge, care a fost lansat în 2015. Microsoft Edge nu numai că este o experiență de navigare mai rapidă, mai sigură și mai modernă decât Internet Explorer, dar este și capabil să abordeze o problemă cheie, compatibilitatea pentru site-uri web și aplicații mai vechi, a declarat Sean Lindersay, director general Microsoft Edge Enterprise. De-a lungul timpului au apărut pe rețelele sociale
sale numeroase ironii și glume la adresa browserului Microsoft Internet Explorer, în special din cauza faptului că internauții acuzau că acesta era foarte lent. Ba chiar se spunea despre Internet Explorer că este browserul pe care îl folosești ca să descarci Chrome, Opera sau Mozilla. Utilizatorii au marcat sfârșitul lui Internet Explorer pe Twitter. Unii s-au referit la acesta ca la un POS plin de erori și nesigur sau un browser de top pentru instalarea altor browsere. Microsoft a lansat prima versiune a Internet Explorer în 1995, era antediluviană a navigării pe web, dominată de primul browser popular Netscape Navigator. Astăzi, browserul Chrome domină cu aproximativ 65% din piața mondială a browserelor, urmat de Safari de la Apple cu 19%. Moștenitorul Internet Explorer, Edge, rămâne cu aproximativ 4%, chiar înaintea Firefox. Drogurile revin în Europa. Ușor frânate în 2020 de criza sanitară cauzată de COVID-19, consumul și oferta au revenit în 2021 la nivelul ridicat dinaintea pandemiei, avertizează un raport care menționează și apariția unor noi droguri de sinteză. Indicatorul de referință utilizat de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie în analiza apelor uzate din 75 de orașe din 25 de țări relevă o creștere generală a detectărilor de cannabis, cocaină, amfetamine și metamfetamine. Ecstasy și ingredientul său activ, MDMA, este singurul drog pentru care rezidurile au scăzut în majoritatea orașelor studiate. Explicația preferată este că multe țări aveau închise cluburile de noapte, adică locurile preferate de consum de ecstasy și MDMA, când a fost realizat acest amplu studiu în primăvară anului 2021. Aceste două droguri sunt însă mult mai puțin răspândite decât cannabisul. 2,6 milioane de adulți au declarat că le-au consumat anul trecut, față de 20 de milioane de utilizatori de cocaină. Oferta de droguri rămâne ridicată în Uniunea Europeană și chiar depășește nivelurile de dinainte de pandemie, cel puțin la cocaină. În general, drogurile clasice nu au fost niciodată atât de accesibile și continuă să apară noi substanțe cu doze mari, a avertizat directorul Observatorului European Alexis Goodsdale. În 2021, 52 de noi substanțe psihoactive au fost semnalate pentru prima dată, una pe săptămână, comparativ cu două acum 25 de ani. Observatorul este îngrijorat de faptul că Europa devine un mare producător de droguri, în special de sinteză, atât pentru piața locală, cât și pentru export. Peste 350 de laboratoare ilegale au fost desființate în 2020. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că va face tot ceea ce îi stă în putință să ajute România să facă pasul următor spre Schengen, întrucât întârzierea admiterii României îi se pare incorrectă și nenecesară. Admiterea României în spațiul Schengen rămâne o prioritate. Înainte de a intra în acest Parlament în 2013, petrecusem 10 ani în Consiliu, iar țara mea a sprijinit aderarea României la Uniunea Europeană. Acum, rolul meu instituțional este acela de a adresa rugămintea să nu fie folosite scuze politice atunci când legal și tehnic au fost atinse toate etapele pentru aderare. Cred că este timpul să ne uităm serios unii la ceilalți în calitate de țări membre ale Uniunii Europene, pentru că nu există diferențe de clasă între noi și nu trebuie să ne ascundem în spatele unor aspecte tehnice. Este momentul ca Uniunea Europeană să se vadă cu adevărat ca o Uniune sigură și nu doar ca un bloc comercial-economic, ci una în care putem împărtăși valorile comune ale democrației, a mai declarat Metsola. Printre acțiunile pe care aceasta le va face pentru a îndeplini acest obiectiv, se numără și un discurs în fața Consiliului European. Asta după ce și Comisia Europeană a recomandat din nou la sfârșitul lunii mai ca România, Croația și Bulgaria să fie admise în spațiul Schengen în acest an. Europenii și-au organizat viața în funcție de libertățile oferite de spațiul Schengen. Numai puțin de 3,5 milioane de persoane tranzitează zilnic dintr-un stat Schengen în altul. Google, Facebook, Twitter și alte companii tehnologice vor fi obligate să ia măsuri pentru a contracara deepfake-urile și conturile false de pe platformele lor sau vor risca amenzi mari conform unui cod de practică al Uniunii Europene actualizat. Comisia Europeană ar urma să publice codul de practică actualizat privind dezinformarea poimâine, ca parte a combaterii știrilor false. Introdus în 2018, codul voluntar va deveni acum o schemă de coreglementare cu responsabilitatea împărțită între autoritățile de reglementare și semnatarii codului. Codul actualizat prezintă exemple de comportament manipulator, cum ar fi deepfakes și conturi false, pe care semnatarii vor trebui să le abordeze. Deepfake-urile sunt falsuri hiperrealiste create prin tehnici informatice care au declanșat o alarmă în întreaga lume,
special atunci când sunt utilizate într-un context politic. Codul va fi de asemenea legat de noile reguli stricte ale Uniunii Europene, cunoscute sub numele de Digital Services Act, agreat de Uniunea Europeană din 27 de țări la începutul acestui an, care are o secțiune privind combaterea dezinformării. De fapt, companiile care nu își îndeplinesc obligațiile conform codului se pot confrunta cu amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, pe baza regulilor DSA. Ele au la dispoziție 6 luni pentru a-și pune în aplicare măsurile după ce s-au înscris la cod. Semnatarii vor trebui de asemenea să ia măsuri pentru a aborda publicitatea care conține dezinformare și pentru a oferi mai multă transparență în ceea ce privește publicitatea politică. Vicepreședintele Comisiei, Vera Jourova, a declarat că invazia Rusiei în Ucraina, pe care aceasta o numește o operațiune specială, a stat la baza unora dintre modificările aduse codului. Organizația Mondială a Sănătății caută un nou nume pentru variola maimuței și convoacă o întâlnire de urgență pentru a stabili dacă va fi declarată ca o urgență de sănătate publică de interes internațional. Peste 30 de oameni de știință au scris săptămâna trecută despre necesitatea urgentă de a pune un nou nume nediscriminatoriu și nestigmatizator pentru virus și boala pe care o provoacă, transmite BBC. Referirea continuă la virus ca fiind african este atât inexactă cât și discriminatorie, au spus ei. În ultimele săptămâni, la nivel global, s-au înregistrat peste 1600 de cazuri de boală, 72 de decese în 39 de țări, iar în România au fost diagnosticate doar 3 cazuri. Este al treilea caz de îmbolnăvire cu acest virus depistat în România. Pacientul este un bărbat de 31 de ani care s-a prezentat marți la un spital din București. El le-a spus medicilor că simptomele au apărut în iunie. Variola maimuței nu se răspândește cu ușurință între persoane și necesită un contact apropiat. Virusul intră în organism prin pielea sau mucoasele lezate, tractul respirator, ochi, nas sau gură și prin fluide corporale. În ceea ce privește declararea de către OMS a variolei maimuței ca o urgență de sănătate publică de interes național, trebuie menționat că acesta este cel mai înalt nivel de avertizare emis de OMS, care în prezent s-a aplicat doar în două rânduri, în cazul coronavirusului și a poliomielitei. Sunt Andrei Groșanu, acesta a fost Lin News de astăzi. La revedere!